Au zinuci. Ce anume? Noti, noti. Hai cu aia, fă-ți video de YouTube. Du-te-n p***. Aș vrea să ne uităm. Să vedeți și voi. Cu zlăvog aici de față. Sper că pup. Știți că s-a băgat noua bancnotă de 20 de lei. Which features doamna Ecaterina Teodoroiu, care a luptat la război. Foarte bine, Doamne ajută. Aș vrea să ne uităm puțin la comentariile de la oamenii, nu-i așa, care au comentat la știrile despre noua bancnotă de 20 de lei cu Galuca. Da, noua bancnotă de 20 de lei cu Galuca Țăcan. Vreau să prefacez încă de pe acum că e literalmente bagnota pentru cumpăra țigări. Vor să pună cap-ul la țigări la 20 de lei, că nu prea mai pot să-l crească mai mult. Și e bagnota de cumpăra țigări, practic. Începem cu aplicația Busy Day, da? Începem cu locul în care toți corporatiștii și au informațiile, inclusiv eu. Zici că eu au făcut poza lui Țuican, dar am văzut gluma cu Țuican de literalmente 28 de milioane de ori și literalmente sunt comentarii unul sub altul, care toate comentariile zic același lucru. Eu încercam să găsesc mai degrabă comentarii misogine, pentru că alea mi s-au părut spuma. Comentariile în general misogine. Ce nevoie avem? N-a făcut nimic. Am văzut câteva de genul. Țara arde și sărăs cu se piaptă, mă. Adevărat. Ce nevoie avem noi de pagnă acum 20 de lei? Ce ne trebuie acum, femei? Dar de Badea Cârțana am uitat. Bă, dar acum jokes aside, majoritatea țărilor, când se apropie să treacă la euro, încearcă să fac gen bagnote care să simuleze euro. Da. Și noi facem de 20 de lei. Mă găsim. Da, noi cred că am renunțat deja la idee. Da, deja. Are valoarea unei șorme. Pe asta zic și eu, că nu mai valorează nimic a 10 lei în această țară, adevărat. Așa că trebuie să mărim. Tot pe culoarea asta, nu era suficient că cea de 200 de lei se confundă ușor cu aia de 50. Acum 200, zici că s-a ocupat Viorica, băi nene. Era una asemenea care zicea, s-au făcut special ca să fure băbuțele la cântar. La... Amazing că încă sunt oameni în lumea asta care încă n-au trecut peste Viorica Dăncilă. Da, efectiv. Insane. Get a life, dude. Ecaterina Teodoroiu a fost și va rămâne o valoare. Bagnota asta este fără valoare. De ce? De ce, da. Ia dă un pic mai sus, un pic numai. Dar cel mai funny e că cu cât e mai mică bagnota, cu atât e mai importantă personalitatea, right? Pentru da, că ea e circulată mai cea mai circulată, da. Exact, da. Da. De ce vreau pe Ecaterina Teodoroiu pe o bagnotă mai mare? Nu cred că s-au gândit. Nici nu cred că s-au gândit. Da, uite comentariul ăsta, te rog eu frumos. Pare a fi Raluca Țuican. A început melodia de la Avengers. De ce ai melodia de la Avengers pe Stream Deck? Pare a fi Raluca Țuican pe vremea când era în funcție, fără prea multe retușuri chirurgicale. Aia, căutai comentariile misogine, omule. Cred că ăștia de-au desenat bagnota au tâmpit sau nu cunosc paleta de culori. De ce trebuie să fie atât de asemănătoare cu cea de 50 și cu cea de 200? Nu pot să înțeleg. E asemănătoare cu aia de 200, nu cu aia de 50. În ce lume e asemănătoare cu aia de 50? Trebuie să facă bagnotă mov? Ce și voi au altă... Câte culori să mai inventă? Vrei să inventeze și culori? Lasă-o morți, că poți să citești și tu pe ea. Insane. Stai Raluca Țuican șatenă. Ok, bro. Trebuie schimbat softul la păcănele, că nu o recunoaște. Băi, omul are... Okay, omul e cu problema good. Lui. Okay, that's good. Da. Understandable. That's good. Asta da. Pe cine interesează noua boacnotă? Lumea sărăcită nu îi are nici pe aia vechi și voi scoateți alții. Bun. M-am liniștit. Erau șanse să fie cu Viorica Dăncilă. Mă zic de seama că... La un moment dat a fost o femeie la cârma acestei țări, care la nivel de jeg, prostie, incompetență generală, a fost literalmente identică cu toți prim-ministrii din istoria post-decembrista a României. Păi da, era femeie. Literalmente nu era nicio diferență. Dar semblau că era o femeie, era o cucoană. Da. Cu perman, cu morții, cu căcatul ăla și îl făcea în cap. Și mai greșea, se mai bâlbâia în conferințe de presă. Bă, nu știu mai, cum... Mai greșea câte un cuvânt. Nu știu cum se face, că nimeni nu-și bate de boc. Nu știu, Grindeanu, de... Toți primii și ăștia s-au perindat. Bă, dar Viorica e, are ceva special acolo. De ce dracu? Nu știu de ce. Chiar nu pot să-mi dau seama de ce. Pentru ce înțelege gluma e din cauza faptului că românii sunt misogini, p***a mea. Și-au prins o femeie pe undeva și pe lângă faptul că o bombardează cu critica, desigur, binecuvenită, cu incompetența generalizată. Dar e mai mult în cazul ăsta. Cu furăciunea generalizată și așa mai departe. Dar acum, it's more than that, pentru că este femeie. Man, literalmente l-am avut prim-ministru pe Victor fucking Ponta, dragi prieteni. Am avut prim-ministru pe Victor Ponta. Ei, și nu, adică...
Victor Ponta e just the tip of the iceberg, to be honest, come on. A fost devalizată țara lui Măta și lui tactul de Năstase și de Tăricianu. Și tu ai probleme cu Dăncilă, care literalmente n-a făcut nimic, n-a apucat să facă nimic. Bun, hai să continuăm cu Ecaterina Teodoroiu. Hai că făceam altceva. Bun, deci astea sunt la busy day, dacă am început de la cum e perceived quality-ul. Ce comentariul ăla? Zici că e Mao Zedong, sorry, what? Chairman Mao. Cum e Mao Zedong? She's not Mao Zedong. Absolut deloc chiar, aș putea adăuga. Ok. La Mao Zedong. Hai la Mediafax, da? Insane. Unii trebuie să pună mâna pe cartea de istoria românilor, nu să-și bată joc de eroina de la Jiu. Ea a făcut totul cu prețul vieții, ca unii în cei ce comentează pe ei să trăiască în pace, unitate și să fie liberi în a se exprima, dacă nu e... Nu! Bine cu aia, e okay. Cu istorie, lasă-mă! Haideți mai departe cu comentariile de la Mediafax. Îmi pare rău pentru cine editează aici. Da, bapte paietă. Îmi cer scuze. Măi, efectiv, sunt aceleași glume una după alta. De ce mai scoateți bani, mă? Că și așa o să dispare tot sistemul bancar, că deja se orientează spre criptomonede. Omul ăsta a cumpărat NFT și a zis, bă, ce mai scoateți, mă, bani? Că totul e pe cripto acum, frate. A, și asta cu Isărescu tânăr, da. Da, și asta Isărescu tânăr. E recurentă, da, am mai văzut. Este țurcan toată ziua, nu mai pot. That's literally it. Mie îmi pare bagnotă comunistă de prin Coreea. De unde știe omul ăsta cum arată Nikita, bagnotă? Nikita, wanna hop on Discord? Oare chiar seamănă? Bă, arată ca literalmente orice altă bagnotă din lume. Hai, zici că suntem în Coreea de Nord, frate. Bă, e literalmente orice altă bagnotă din lume, frate. Zici că Sponta cu Raluca Țurcan și... Mulți agariși fără cultură râd de această decizie. Săracii știu istoria României și a personalităților istorice doar de la Florin Salam încoace. Nu mă surprind deloc comentariile de hate, zice Daniel Prundar Junior. Poai, m-am speriat. Inițial am crezut că este o poza lui Kim Jong-un în tinerețe. Ce treabă are omule? Mie cineva mi-a spus că e Harry Potter. Măi, ce români, efectiv români. Români, români. Priviți bine, asta e bagnota pentru o pâine. În viitor. Amin. Și emblema masonică în stânga. Trompeta masonilor. În asta cântă masonii. Sau asta e, cred că asta e totuși. Oricum cât de prost au făcut-o, e insane, e absolut oribil. Zici că i-au pus filtru de Beautify. Nu e iasificată, e din... I yesified her? Nu. Măi, Cupar! The yesified de Ecaterina Teodoroiu. Măi, Cupar, câtă lume, cât rău există în lumea asta de a fost nevoie să existi pe ea. Nu e iasificată, e din e cringificată, adică, e masculinizată. Am văzut toate comentariile care ziceau că au făcut-o să arate mai mult ca un bărbat și eram gen, what? Poate așa arăta femeia și o luat poza. Păi am văzut că ea chiar arăta asta să găsesc poza identică, Ecaterina. Gen, asta e poza originală, ea n-are cărarea asta aici, ea efectiv are părul dat pe spate. Nu aia e poza, dar nu, are uite și că mai e cărare. Poza, uite, era acolo, uite-o. A, da, bă, uite, avea cărare. Pe asta au luat-o, dar i-au pus ochelari. Deci, practic, i-au combinat mai multe... Au combinat... Da, uite, și aici avea cărare. Da. Au combinat mai multe poze, practic. Da. Tare! Nu! 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 Și-au pus și poza asta. Times New Roman, cineva putea să facă această glumă superbă decât Times New Roman, care n-a știut la loc din Photoshop să scrie... Așa e când ai cota de glume pe zi. Efectiv. Așa ajungi. Bun, ne-am uitat la Mediafax, hai la Digisport. Ah, nu! Hai la Digisport. Da, de ce? Mai conceptul de a te uita la comentariile de pe Digisport, la postare. I like Digisport, dragi prieteni. Parcă era Luca Țurcan. Trebuie întrebat Ion Iliescu dacă fotografia corespunde cu originalul. Seamănă cu rap la aia de la PNL. Așa da. Mai pui trei și ții un pachet de țigări, v-am zis. Seamănă cu Raluca Țurcan, pișamaș pe ei. Bagnota asta se lipește mai bine pe bucile curului. What? Că gen mergi la strip. La asta m-am gândit și eu, da. Că e de stripperi, dar gen... Da. Cine merge, la... da. Cine dă un pachet de țigări la stripper? Cine merge, let alone, să dea țaba la... Adică te ștergi la cur cu ea? Aaaa!
Am fost înjurat de un comentaj de pe DigiSport. Chatter, mă. Tocmai am fost înjurat de un comentaj de pe DigiSport. Dar nu te caci pe bucile curului. Da, exact, ai zis că lipești pe, buci. Pe bucile curului, le lipești pe buci, nu... Exact, dar pe buci, nu între buci. Nu între, ai între fost, buci. Ai fost între buci? Am fost cândva. Nu mai merg. Asta ne lipsea. Măriți dracu salariile, nu doar prețurile. Că și dacă avem în buzunar 20 de un leu și dacă avem doar o hârtie de 20, tot aia suntem. Top. I mean, corect. Da, corect. Corect. A, uite, omul bazat. 3 litri de vaporina. Altă tare știre sportivă. O să apară în curând bagnota de 69 cu chipa cu chipa lui Bogdan. Măi, ce throwback. Și și spusei. Ce faci cu aia? De ce dai cu... Gamești cu chipa Alinei Plugaru. Măi, voi nici nu știți cine e Alina Plugaru. Habar nu cine e Alina Plugaru. Habar n-aveți în pula mea. Singurul mod în care puteți să vedeți cine e Alina Plugaru e să vă duceți pe TV-ul din sfragerie unde stai voștri și să căutați pe TV, să căutați Alina Plugaru. În teletext. Da, da, da. Dacă nu e cu Prodanca, nu mă interesează. Măi, și-a făcut Rux cont fals. Inflație. Inflație. Straight facts, up. True. Facts, da. True. Adevărat. Măi... Nu... Încetați, măi, oameni buni. Oh. Bun, DigiSport... Așa, așa, așa. Hai să mai altceva, nu? Hai să vedem la Observator, dragi prieteni. Dacă ar fi acum un război din ăștia care comentați la Caterin că nu știu câți știți să țineți o armă în mână, da, să vă sacrificați precum... Doamna Nicol știe să țin o armă în mână, spus despre Caterin. Valoarea bancnotei nu are nicio treabă cu valoarea eroinei Caterina Teodoroiu. În rest, numai de bine. În rest? În rest, numai bine. Să auzim de bine. Să auzim de bine. Bunica mea a luptat în primul război mondial sub comanda ei. Minți. Și ce folos. Ordinul se execută, nu se discută. Adevărat. De ce merg oamenii la război? Ordinul se execută, nu ca se discută. Asculte. Corect. Ca să asculte. Ca de alți oameni. Da. Bianca Drăgușanu... Oh, nu. Bianca Drăgușanu, că tot e de plastic și cam atât valoarea. Tare. Mai este de cărți. Tare, omule, bravo. Ai zis-o. Urmează bagnote cu Alina Plugaru, Iulia Albu, cu tot cu găină, Viorica de la Clăjean și altele. Base! Eu aș prefera să am bagnote, nu mă interesează cine e pe ele. Facts. Zici că e lider comunist chinez. Măi, dar nu înțeleg în ce... De ce? Oamenii ăștia n-au văzut în viața lor cum a arătat cineva în 1900, literalmente. Cred că e un mindless association pe care îl fac cu Chairman Mao. Măi, dar nu seamănă. Măi, cred că gulerul ăla, cred. Dar gulerul ăla se purta literalmente peste tot. Da, ok, da. Da, kinda, da. Ce femeie ieftină. Bine, bine acolo, Alberto. Hai că ai făcut content și azi. Ești praf de ceaba, ești român. Sunt ursar, iubirea mea. Ce educație ai, zero. Bravo, bă, meriți mare vată în nas. Variez pe educația ta. Eu voiam pe Elena Ceaușescu. Paste. Aceste. Sunt curioasă de cineva pe bagnota de 2 lei. Soarele, fetiță. Săracilor care da, sunteți. Voi cea nu mai, știți, habar cea n-aveți. Cea mai tare bagnotă din istoria. Bă, eu încă mai am. Serios? Da. Cea mai tare poți bagnotă. Poți să le vând, să fac some easy money? Cred că faci 50 de lei pe o lei. Nu. Eu ți-aș lua-o, pe 50 de lei ți-aș lua-o. Cea mai tare bancnotă din istoria Doamne, României. Doamne, ce insane a fost la Eclips atunci. Da. Eu eram... Tu aveai 30 de ani deja. Aveam rate. E echivalentul a 20 de bani de acum, nu 2 lei? Ba nu, nu e adevărat. E echivalentul a 2 lei de acum. Echivalentul vă zic eu că eu am trăit vremurile da. Alea, da. Ba nu, bă, am dreptate. Era 20 de bani, au dreptate. 20 de bani de acum? Da, 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 da. A, da, mă, da, ce prost sunt. Așa e, da, bravo, bravo, bravo. 20 de mii erau 2 lei, da. Da, așa e, 20 de mii erau 2 lei. Bine, gata, gata, mă scuzați, gata, așa e, așa e, așa e, gata. Da, corect. Bă, îl citisem pe unul, era un comentariu absolut super. Faceți poze și la spate să pregătesc matrițele. Vulpița s-a dat. De-aia, românii vor și alte femei cu bancnote, mai ales ale dezbrăcate. Maria Ter... Ok, bine, nu a fost de juicy pe cât credeam. Cu parcat aici.